Mulți dintre reghineni se pregătesc deja pentru concediile din sezonul estival. În acest an, litoralul românesc s-a menținut ca destinație vedetă pentru cei care și-au ales să-și petreacă vacanța în România, spun reprezentanții agențiilor de turism. Majoritatea consideră că pe litoralul românesc s-ar descurca mai ușor, pentru că sunt vorbitori de limba română cei de pe litoral, și prețurile, care sunt puțin mai micuțe față de străinătate. Prețurile pe litoralul românesc încep aproximativ de la 450 de lei pentru un sejur de 5 zile și ajung până la 1.000-1.500 de euro, calculați în bani românești. Stațiunea Mamaia conduce detașat topul preferințelor, urmând ca Saturn, Jupiter, Neptun să fie și ele alese de mulți dintre reghineni. Pe lângă înmulțirea cererii pentru litoral, există creșteri la solicitările și pentru destinațiile exotice, care prind tot mai mult la turiștii reghineni cu mai mare dare de mână. Sunt preferate în special locațiile apropiate de România. Destinații exotice, Turcia, Grecia, Spania. Mai nou sunt interesați și de zona Caraibelor. Prețurile pot varia începând de la 800 de euro cu transport cu autocarul inclus, iar cei care preferă avionul ca mijloc de transport vor scoate din buzunar cel puțin 900 de euro.